Turnați bine rumeniți, friptură, sărmăluțe și multă voie bună sunt ingredientele pentru un Crăciun reușit petrecut în familie. Românii care nu au plecat la munte au ciocnit un pahar de vin cu prietenii. Crăciun fericit! Crăciun fericit, la mulți ani, sănătate și tuturor românilor să le fie bine astăzi și tot anul viitor! Sănătate, la mulți ani, la mulți ani, fericit, mai bine, tot ce vă doriți! Doamne ajută! După ce au alergat prin magazine toată săptămâna, gospodinele și-au primit azi răsplata, încântarea care s-a citit pe chipurile membrilor familiei atunci când au gustat din preparate, le-a făcut să uite de tot chinul. Ne place să fim împreună, suntem cuscri, am venit și noi cu sticlă de vin, cu un cârnat, cu o bucată de carne, o prăjitură. E drept, gospodinele au avut de muncă și astăzi, musafirii trebuie primiți așa cum se cuvine. Preparate tradiționale s-au gătit și în capitală, așa cere tradiția. Caltaboș, tobă, cârnați, friptură, ciorbă, sarmale. Noi suntem obișnuiți ca o parte din mâncăruri să le facem dimineața, în ziua de Crăciun, ca să fie proaspete, calde și gustoase. Iar atunci când mâncarea e gustoasă, nimeni nu rezistă tentației de a gusta. Este un membru important al familiei noastre. Mănâncă caltaboș? Mănâncă de toate. Mănâncă de toate, da. Îi place și cărnița, și pâinica, și tot. Cu măsură însă, așa cum recomandă zilele acestea și medicii.